Bine, ne regăsim într-o vară extraordinară. Continuăm cu prezentarea lorilor apariții ale colegilor noștri. Iată că, din nou, Cătălina Frâncu este prezentă cu 4 volume de traduceri, foarte laborioasă și prodigioasă activitate are Cătălina Frâncu. Eu chiar o felicit și mă surprinde calitatea celor pe care le împlinește prin aceste traduceri de excepție. Aici avem o ediție bilingvă, la ce bun poeții, vedeți, e după versul lui Hölderlin și aici avem o traducere din limba germană, în limba română, a unor importanți poeți germani. Dau câteva nume din cei care au fost Friedrich Hölderlin, Novalis, Stefan George, Lasker Schüller, Rainer Maria Rilke, lista este Hermann Hesse, lista este impresionantă, Gottfried Benn, Trakl. Deci, cine vrea să fie la zi, să spunem, în ghilevele cu cei mai buni poeți din limba germană, iată că ne oferă Cătălina Frâncu șansa de a-i citi în limba română. O felicitări pentru această antologie. De asemenea, Louis Gluck este tradus tot de domnia sa, din limba engleză, o ediție bilingvă. Raport la traducerea din limba germană este apărut la editura PIV, la fel și cealaltă lui Gluck. Îl vom fa, noi am mai prezentat volumul de tradusit de Cătălina Frâncu din autorul francez. Iată că a început o serie, să spunem așa. Este volumul 1 cu titlul mereu aceeași, Alta mereu, și încă un volum, Salamandra, tot de limba franceză tradus de către Cătălina Frâncu. Iată că o producție foarte serioasă și pe care noi nu putem decât față de care noi nu putem decât să le exprimăm admirația. Felicitări Cătălina Frâncu!